Craiova se apropie la un punct de Rapid și la 3 puncte de FCSB. Până la urmă poate fi, sau până în momentul de față clar este, dar poate fi marea câștigătoare a unei etape în care deja Farul și Rapid au pierdut meciurile. Urmează evident diseară de la ora 21 să joace FCSB-ul la UTA. Până atunci însă la 18:30 de minute avem un mare meci din Premier League, Liverpool-Manchester United. Discutăm despre acest meci, discutăm și despre ceea ce vă povesteam în emisiunea anterioară. Cosmin Achim, fostul jucător al Petrolului, căruia a fost astăzi reziliat contractul, este anchetat de Comisia de Integritate a Federației Române de Fotbal pentru pariuri sportive. O să dezvoltăm subiectul. Andrei Vochin, salut! Bogdan Cosmescu, salut! 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 Craiova nu joacă mare lucru, dar își câștigă punctele. Da? Două etape la rând, victorii cu 1-0. Mă întreb dacă trebuie să fie mulțumit sau nu Eugen Neagoe. Dacă vorbim despre o echipă mare, despre echipele mari se spune că atunci când joacă prost câștigă. Și să te ții cum or să fie când or să joace bine. După teoria asta, ar trebui să fie optimiști cei de la Universitatea Craiova. După jocul arătat astăzi, în meciul precedent cu FC Argeș și în multe partide din sezonul ăsta, n-ar fi cazul. Pentru că și victoria de astăzi mi s-a părut o victorie scrâșnită, o victorie, nu știu, vopsită la fel de frumos precum capul lui Ivan. Adică... Da, l-ai vopsit frumos. Adică nu ți-a plăcut capul lui Ivan? Are da, nevoie de acuma... leafă. Da, trebuie leafă asta mare de la Craiova. Dă enorm pe frizer. Pe hairstylist. Pe vela. Nu, pe hairstylist. Nu face la casă, mă. Ce... Așa. De ce spun asta? Pentru că în prima repriză Craiova ajunge să aibă prima ocazie în minutul 45+2. Când și gol. Nu. Înainte de gol a fost o incursiune a lui Vătăjelu. A, da. Corect. Și acolo am observat cum o echipă care joacă cu doi atacanți într-un 4-4-2 nu are niciun atacant în gura porții la faza respectivă. Și m-am uitat la Coli și la Marcovici. Erau puțin mai iuți decât eram eu pe fotoliu și unde urmăream meciul împreună cu tine. Adică pur și simplu erau niște spectatori pe lângă careul de 16 metri. După aia vine golul. Și ocazia pe contraatac a lui Ișvan, într-adevăr, adică ne puteam trezi după o repriză în care Craiova n-a jucat absolut nimic să conducă cu 2-0 la pauză. Ascultăm și analiza lui Bayram. Spre poarta voastră, evident, în căutarea egalării, nu ați reușit să profitați. Da, chiar și eu am avut, da, cum ați văzut și dumneavoastră mai devreme, o ocazie, da, foarte mare și îmi pare rău că nu am luat decizia cea mai inspirată. Da. Într-un final e bine că am câștigat. Tu cum te simți? Ai revenit cam la cât la sută din potențial? Cam cât ai putea duce? Azi ai intrat după minutul 60, dar cam cât poți să... Sau unde te afli? De la meci la meci încerc să evoluez cât mai bine, cât mai mult. Asta am vorbit și cu mister și mai am de muncă. Încă nu am reperele cum le aveam în trecut și trebuie să crezi de la meci la meci. Ce spui de această nouă Craiova care se încearcă cumva o întinerire a echipei? Cum o simți? Nu o simt nici cum. Noi, fiecare care intră în teren încearcă să-și facă datoria, chiar dacă este tânăr sau bătrân, să zic așa, în ghilimele, și fiecare încearcă să dea 100%. Nu ne gândim că va intra un copil sau o persoană mai matură. Cât de mult vă gândiți la play-off-ul care va urma? Se anunță un play-off aprig disputat. Va fi un play-off foarte incendiar, cu echipe foarte bune. Fiecare o să vrea să câștige, să ia cât mai multe puncte și să ia campionatul. Toată lumea își dorește acest lucru. Tu așa în play-off-ul ăsta, ce ți-ai dori cel mai mult? În primul rând îmi doresc să fiu sănătos, să nu mai am parte de accidentări. A fost o perioadă foarte grea și nu mai vreau să trec prin asta. Și să cresc de la meci la meci, să joc cât mai bine și să-mi ajut echipa. Ultima partidă din sezon, în sezon regular, evident. Cum o vezi? Sper să luăm cele 3 puncte și să fac un joc bun și să înscriu. Chiar m-ar ajuta foarte mult dacă aș reuși să înscriu. Mulțumesc. Și eu, bună seara. Da, una dintre veștile importante ale Craiovei în finalul ăsta de sezon regular, revenirea lui Bayram. Dar mă întorc la meci. Pentru că ai practic două fețe, da, ale jocului, dacă vrei. Un Petrolul entuziasmant până pe ia gol. Da, agresiv. Adică Petrolul a jucat ceea ce trebuia să joace împotriva Craiovei. Are un moment de cumpănă,
momentul marcării golului anulat pentru offside-ul la Myers, după care totul aproape că se prăbușește. Absolut. Mai e ocazia lui Grozav, situația lui Grozav, pentru că ia fața adversarului și se împiedică în minge. După care finalul primei reprize aparține în totalitate Craiovei. Da, gol, contraatac. Îți arată cât de fragil este moralul unei echipe, da, cum e Petrolul, care în momentul în care ia un gol, da, nu mai are, se prăbușește, se pierd jucătorii, nu mai știu ce să facă. Eu cred că nu mai pot fizic, Silviu. N-au pus să facă decât două schimbări, pentru că nu au luat, nu mai au pe nimeni. Uh-huh. Unul care a intrat este Budescu, nu vreau să-l jignesc, dar în mod normal lui Budescu n-ar trebui să se mai permită să joace fotbal pentru sănătatea lui. Avem imaginea nu de la sfârșit când face schimb. Nu pentru, fa treaba lui, dacă vor să-l folosească, el se pune în pericol. El se pune în pericol, Constantin Budescu. Vreau să vedeți imaginea de la sfârșit. Joacă Takayuki Seto 90 de minute la 37 de ani. Când face schimbul de tricouri, este Budescu minunată imagine. Cu Ivan. Să vedeți imaginea. E un cadru, aș spune, sugestiv, așa, pentru momentul în care se află Budescu. Ăsta este schimbul de tricouri. Dai puțin, după aia merge ușurel așa la braț. Da? O ia spre... Uite cum arată Ivan și cum arată Budescu. Și ăsta să vedem. Nu e... Nu, haide să tăiem, o să-i rup pe colegi să taie. Mai încolo, când vine cu burta spre noi. Urmează să se... Când întoarce burta spre noi. Da, să se ducă și spre vestiar, ăla e moment foarte important. Hai să scoatem, că n-are nicio relevanță. O să vedem după aia, da, când o ia spre tunel, că nu arată, nu e cel mai elegant în momentul de față. După părerea mea, Craiova a câștigat două meciuri cu cele mai slabe echipe în acest moment din Superliga. Și greu. FC Argeș și Petrolul, din diferite motive. Au probleme mari. Petrolul financiare, FC Argeș și a schimbat lotul, a adus tot felul de băieți. Te întreb pe de altă parte ce ar fi Craiova fără Ivan. 6 din 8. Ivan dă goluri, aduce puncte, dar iarăși nici el nu se vede în joc. Adică sunt perioade lungi de timp în care Ivan, capitanul echipei, nu se vede în joc. Adică dacă este să fac comparație între capitanul Ivan și capitanul Bancu, este o diferență foarte mare. Uh-huh. Pentru că pe Bancu îl vedea implicat în joc. Aproape în fiecare fază era acolo, împingea echipa, trăgea echipa. Ivan are foarte multe momente în care dispare din joc și într-adevăr marchează, pentru că este un marcator și aduce puncte echipei. De partea cealaltă sunt de acord cu ce zice Bogdan în legătură cu lotul Petrolului. Pentru că este... Nu cred că există lot mai slab în Liga 1 în momentul ăsta decât lotul Petrolului. Și slab și gras în același timp lotul. Bine, la Costică, la Budescu, nici nu... El, părerea mea, că el n-are nicio vină. Adică a vrut să mai joace fotbal și el, un fotbal, da, nu? Da, vrea să joace și el un fotbal și dacă... Duminica, sau sâmbătă. Uite, asta uite puțin, băi, asta te e. Rog eu frumos. Dacă oamenii îi permit să facă lucrul ăsta și îl mai și plătesc pentru chestia asta, frumos. Până la urmă e problema celor. Cam așa arăt eu. Nu, tu cred că-s mai bine. Nu cred. Nu, dacă îmi dai de la mulat așa... Nu. Acolo, mă, da, încă o dată, la box există o comisie de licențiere medicală. Bă, că nu-ți dă voie. Dacă eu sunt nebun și o să mă bat cu crezi că a ajuns în punctul ăla? Cum crezi că și-a rupt tendonul la voluntari, alergând singur? Pentru că e foarte greu. Eu mi-am rupt tendonul la tenis, fiind deosebit de greu. Jucam cu tine. Fiind deosebit de greu. Mult mai greu decât el, dar greu. Nu ai voie să te pui în pericol singur. Vorbesc foarte serios. Plus că, stai un pic, nu mai are... Că Marcovici duce chilele alea în plus, că are 21 de ani. Mm-hmm. El are cât? 37? 35. E cu totul altceva. Da, m-aș întoarce totuși, știi de ce zic de Ivan? Că totuși Craiova are niște oameni, care niște jucători care în sezonul trecut au avut niște cifre. Și erau destul de mulți cu niște cifre, ofensiv. Craiova nu a norit nici sezonul trecut, dacă e să ne uităm per total, da? Ca exprimare, pierde semifinal de Cupa României, da, nu se bate la titlu cum doreau, dar Ivan a avut cel mai bun sezon al carierei, da? Câmpanu avea niște cifre, Marcovici a avut niște cifre foarte bune ediția trecută de campionat. E, acum pare că a rămas singur Ivan. Bayram, nu mai zic, dar Bayram a fost accidentat. Coliș parcă n-a dat nici sezon. Acum 2 ani, să spunem. Acum, da. Dar în momentul de față l-au lăsat singur pe Ivan. Adică e
Da, pentru că... Lăsa de izbeliște. Ideea e că fotbalul se joacă numai în față. Fotbalul se joacă în special la mijlocul terenului și, și se știe foarte bine că toate întrecerile sunt câștigate de echipele cu cele mai bune defensive. Ceea ce la Craiova nu mai este cazul de foarte mult timp. Astăzi am văzut pentru al doilea meci cei doi fundași centrali. Unul dintre ei de 19 ani, dacă tot ne amuzăm pe seama fizicului lui, lui Budescu, mi s-a părut și acel jucător destul de împlinit așa și care face și ruptură sau ce face el în tindere, în zona inghinală, zona inghinală pe acolo, la un jucător de jucător de 19 Andrei, ani. Andrei, acolo în zona aia face probleme, ai probleme când n-ai musculatura abdominală. Când n-ai echilibrată și aia acolo se întâmplă. Când n-ai echilibrată musculatura, da. Păi nu, e puțin probabil să ai atât de mare abdomen și picioarele subțiri la fotbal. N-ai abdomen de regulă. Adică da, să... mi s-a părut un jucător masiv, nu știu dacă e supraponderal, habar n-am, dar mi s-a părut un jucător masiv pentru vârsta lui de 19 ani. Deci problemele Craiovei sunt în zona de apărare, sunt în zona de mijlocul terenului, atacanții fac ce, și ei ce pot în față când ajung acolo. Numai că Universitatea Craiova este... statistic, dacă vrei, pe o pantă descendentă. Ai vorbit de sezonul trecut când nu s-au calificat în finala cupei și n-au tras la campionat. Sezonul ăsta au ieșit din grupele cupei și sunt pe locul 5. Îl ascultăm pe Eugen Neagoe. Ați văzut ce teren este. Gazonul nu am vrut și nu am insistat foarte mult pe subiectul ăsta pentru că cunoșteam starea terenului, dar băieții s-au luptat. A fost până la urmă așa cum și așteptam, un joc de luptă, de asta am jucat și cu doi atacanți, că din primul minut, de asta l-am și introdus pe Rivaldinho, după aceea să rămânem tot cu doi atacanți, să ne batem pentru fiecare minge, pentru că știam, ați văzut, cum sărea mingea, efectiv nu puteai să o controlezi sub nicio formă, destul de rău, dar și așa ne-am creat, cred eu, situații de a marca. Puteam să marcăm și golul 2 fără probleme în prima repriză, să intrăm la pauză cu 2-0, dar din păcate nu am reușit și ne-am făcut singur viața grea, cum se spune, pentru că se putea întâmpla orice, la orice centrare, o deviere, se putea întâmpla lucrul ăsta, pentru că știam, cei de la Petrolul vor arunca multe mingi în care îl vor introduce și pe Budescu. Așa s-a și întâmplat, dar ne-a mai creat situații de a marca și în repriza a doua. Dar, din păcate, n-am fost acolo lucis, n-am luat cea mai bună decizie. Dar, încă o dată, băieți, merită felicitări pentru că au muncit foarte mult, am suferit. Sunt jocuri și de asemenea factură. N-avem ce să facem, mergem mai departe. Este bine că am reușit să câștigăm. Acum ne concentrăm pe ultimul joc din campionatul regular, cel cu UTA de vineri. L-ați schimbat acolo pe Ivan cu Ișvan, l-ați schimbat pozițiile, o mutare pe care am văzut-o și la meciul cu FC Argeș spre finalul jocului. Și cred că a fost o mutare inspirată, zic eu, pentru că Ivan a avut o evoluție bună acolo în partea dreaptă, a reușit să și marcheze din acea poziție. Da, e un jucător care poate juca mai multe posturi, absolut orice în atac. Un jucător important pentru noi, nu întâmplător, v-am spus, l-am pus și capitan de echipă și v-am spus lucrul ăsta. El este pe un drum bun, sper să o țină în continuare, dar... L-ați schimbat la un moment dat. Păi l-am schimbat pentru că încă de la pauză am vorbit cu el, acuza o stare de oboseală, este al treilea joc într-o săptămână, a muncit foarte mult. A alergat foarte mult și încă de la pauză am discutat cu el și am spus că în orice moment se simte mai încărcat, ceva la picioare, să-mi spună că facem schimbare fără probleme. Ișvan, în schimb, nu reușește să marcheze, spunea și dumneavoastră, de aceea, da, nu știu, cum vedeți situația asta acolo? Îl așteptăm. Ișvan este un jucător, un jucător valoros. Când l-am adus știam acest lucru. Are toată încrederea noastră, sper să reușească să spargă gheața cât mai rapid. A avut șansa și în această seară, n-a reușit, sper să o facă în jocul următor. Badeli, cum este? Da, Badeli n-are o problemă, sper să nu fie gravă, nu cred că este gravă. Ndong? Ndong nu are nicio problemă, dar și el este al treilea joc. De asta spuneam. Este al treilea joc într-o săptămână. Și la el, normal, e o stare de oboseală. De asta l-am și schimbat. Vlădoiu era mai odihnit. Am împărțit cele 90 de minute între cei doi jucători. Vătejelul fiind mai proaspăt, pentru că el a jucat doar un singur joc, la voluntar
nu l-am avut pe Vâtejelu și el a jucat doar partea de acasă contra FC Argeșului, de asta a fost și mult mai bine fizic. Vă plac, vorbeam și cu băieții mai devreme, aceste victorii cu 1-0, nu, aș vrea stilul CFR-ului. Nu, aș fi vrut să marcăm 3 goluri și cred că puteam fără doar și poate, dacă mă gândesc doar la ocazia lui Ișvan și doar la ocazia lui Bayram, când a scăpat singur, dacă se duce acolo pe piciorul stâng, chiar asta vorbeam cu el acum, marchează gol. Și am mai avut și alte situații. Nu, mi-aș fi dorit să marcăm mai multe goluri, dar este foarte bine că nu am primit gol. Chiar dacă, v-am spus, am suferit până la final, ăsta este un bonus, că nu primim gol și ăsta este foarte bine pentru încrederea băieților. Sper să marcăm mai multe goluri vineri. Cât mai are Craiova să arate așa cum vă doriți? O schimbare făcută de dumneavoastră, e clar, vorbeam și etapa trecută despre această, cumva, întinerire a, măcar a primului 11, ca să nu spunem a lotului. Da. Muncim și o să muncim în fiecare zi să arătăm mai bine. Și când am avut posesie 63% și am făcut egal în deplasare, nu, mă rog, nici o secundă nu s-a vorbit despre acest lucru. A, ce, domne, și dacă au posesie 63%, care e problema? Ați avut și posesie mai mare la un moment dat, dacă nu mă înșel. Da. Acum, dacă nu marcăm mai multe goluri, dar și eu îmi doresc să marcăm mai multe goluri, nici o secundă și nici un moment nu le-am cerut băieților să ne retragem. Ba, dimpotrivă, doresc să jucăm foarte avansat, să facem pressing, să putem să facem acest lucru. Din păcate, nu reușim întotdeauna. Nu, dar e o chestie asumată, domnule Neagoie, pentru că, având clar mai mulți jucători tineri, nu au experiența necesară și poate nu iau deciziile, dacă mă gândesc la Ișvan, la Bayram, deciziile cele mai potrivite în anumite momente. E o chestie asumată asta, pentru că urmează un play-off unde acolo chiar contează când ai ocazia să marchezi. Păi vom vedea ce vom face în play-off. Mai este un joc, ne gândim la următorul joc de vineri acasă, jucăm contra celor de la UTA. Sper să facem un joc bun, să marcăm goluri, mai multe goluri decât am marcat în această seară. Suporterii să plece mulțumiți de la stadion și după aceea să ne pregătim pentru play-off. Mulțumim tare mult! Și eu vă mulțumesc! Da, l-am auzit pe Eugen Neagoe, apropo de dorințele lui de fotbal ofensiv, de... Cu Mateu și Scrăciu e complicat. Asta vă întreb, adică vi se pare din felul în care alcătuiește echipa din... Are cu cine? Ceea ce oferă? Eu am spus-o și pe parcursul comentariului și în alte emisiuni. Mie mi se pare că Universitatea Craiova nu are lot. Bă, mie așa mi se pare. Poate că mă înșel. Sunt niște speranțe și aici jucători, nu speranțe. Nu spun că Nistor, cum să spun, era lumina Craiovei. Dacă vrei să joci fotbal ofensiv... Deci fotbalul ofensiv nu se joacă numai cu atacanți. Asta evident e că nu. Dar Crețu e accidentat, ce-i cu el? Asta vreau să spun și eu, că pe mine mă surprinde absența lui Crețu, poate fi accidentat. Că e lovit, a ieșit din schemă, pentru că el era jucătorul care imprima un spirit ofensiv Craiovei. Era mijlocașul care ajungea pe colțul de 16 metri. Cred că e lovit, Andrei. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. Scuze, vreau să ascultăm și pe Seto Takayuki. Am adunat, urmează un play-out, așa cum și play-off-ul va fi foarte disputat, probabil că și play-out-ul va fi extrem de disputat. Da, mai avem un meci și vrem să câștigăm, după care intrăm play-out și sunt 9 meciuri, nu? Și acum 4 meci au fost cu echipe bune și a fost foarte greu și n-am reușit să luăm puncte. Dar trebuie să revenim și să concentrăm pe următorul meci. Știi că la un moment dat, în vestiar la voi, se vorbea chiar de play-off. Totuși, iată, vă ajungi cumva în situația asta grea în care... Nu, cred că obiectiv a fost tot timp să rămânem în prima liga. Da. Sper să revenim, să... Astăzi am făcut un meci bun, și dar am pierdut. Sper să câștigăm următorul meci. Supărat așa că a fost offside la gol. Iată cum e viața în fotbal, cumva. Da, voi... asta este... Noi am făcut un meci bun, am atacat, am avut ocazie și... anulat gol. Și ei, nu știu dacă a avut ceva... ocazii sau... A avut Ișvan după gol, după marcarea gol, după ce au marcat. Da, unul contra unul portal, da. 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 Asta e fotbal și mergem înainte.
Mulțumim tare mult. Mulțumesc. Da, Seto Takayuki. Hai să vedem cele 300 două... de meciuri în Superliga. Da, fabulos. Fabulos. Absolut. Și un tip serios, un tip care merită tot respectul. A intrat el în povestea aia cu dopajul, nu știu cum a nimerit. Absolut, deci absolut... Haideți să vedem, sunt două goluri, nu, e golul anulat, da, inițial și definitiv până la urmă, da, lui Myers din minutul 38. Hai să ne uităm la faza respectivă. Deși, cum să spun, perioare îmi vine, mi-e foarte greu să-mi dau seama. Dar nu trebuia de, să ajungă cu discuția la Myers. Cu părerea mea, Pap, care este un offside aproape vizibil, e văzut vizibil, vizibil Pap. Îl blochează pe Raul Silva și îl împiedică să ajungă acolo. Tu părea mai este offside din prima problemă. Da, dar și la Myers, că acum se vede, da? Acum că mă uit pe plasma asta mare din spatele lui Andrei, se vede destul de clar de pe linia de 16 metri că e offside și la Myers. Probabil. Ok, și ca să lămurim și golul Craiovei, nu există niciun offside. Asta este, da... 6 minute. Și ca să ne lămurim și legat de golul Craiovei, că nu e offside la Nu e offside la Raul Silva. La Raul Silva. Care nu părea este... în offside. E unul exact. Care scoate de aici. Da. Pentru că a existat o discuție legată. Mi-așa de... mi s-a părut. Nu văzusem pe ăsta în transmisie. Mi s-a părut că nu... Pe Țicu. Pe Țicu, da. Da. Care era... O să vedem imediat și faza. Asta este. Dar aici se punea problema dacă la duelul ăsta, înainte de duelul ăsta, era în offside Raul Silva. Dar nu a fost. Și până la urmă, Colici dă pasa de gol. Da. Aici sunt doi care nu se repliază cum trebuie. Unul este Dumitriu, care după ce pierde acel duel în tușă, rămâne acolo și îl scoate pe Ivan din offside. Uite aici, se vede. Și al doilea este Țicu. Da? E Țicu. Nu poți care... să, adică nu că nu poți. Poți, dar n-ai voie să fii acolo. Când e... Trebuie să fii în linie. Asta e principiul jocului în linie. Bine, nu. Linia asta e făcută într-un fel... Mă, cât de cât, dar nu să fii 4 metri în spate. Ele 2-3 metri adică în spate. Adică unde e linia? Problema... Cine dă linia aici? Dacă e să vorbim, Andrei. La petrolului. Păi fundașul lateral trebuie să stea cu ochii pe... să plece cu linia, nu... Pe asta zic, dar unde e linia? Adică care e linia? Cine reprezintă linia? Că fiecare zici că e pe altundeva. E foarte greu, că e după fază fixă. Aici să spunem că ar fi puțin mai dificil pe ieșire să țină da. Toată lumea linia, dar sunt momente în joc, pe atac pozițional al adversarului Craiova. Aia da! Care se vede clar că linia defensivă, e adevărat că e și din 5 oameni formată acum, este franjurată total. Și l-am văzut pe Țicu având această greșeală de plasament deseori. Nu reușește să țină linia offside-ului. Bun. Andrei, astăzi a venit vestea asta cu Cosmin Achim, am aflat-o noi în exclusivitate. Repet informația, Departamentul de Integritate al Federației Române de Fotbal către Departamentul de Integritate și către Liga Profesionistă au fost trimise o serie întreagă de mesaje, din ce înțeleg, de pe telefonul lui Cosmin Achim, mesaje pe care el le schimbea cu niște indivizi, înțeleg, din lumea interlopă, legat de parierea pe anumite meciuri, inclusiv pe meciuri din campionatul nostru. Sume până la 8.000-9.000 de lei pe anumite bilete. Astăzi, coincidență sau nu, mai degrabă nu, Petrolul îi reziliază contractul și asta în condițiile în care Uja s-a accidentat și ratează tot. S-a operat, era accidentat mai degrabă, dacă s-a operat și ratează tot sezonul, ei rămân fără neacoperiți pe postul de fundaș central. Deci e clar că ceva este grav. Spune-mi ce detalii ai, adică tu ai idee când a intrat Federația Română de Fotbal în posesia acestor informații, când practic s-a declanșat ancheta asta? Din ce informația mea am înțeles că ar fi o săptămână în urmă. Uh-huh. Au primit informațiile astea. Uh-huh. Au declanșat imediat cei din Departamentul de Integritate. Virgil Pașcu a declanșat o anchetă. Cercetează în momentul ăsta ce se întâmplă acolo. Va urma o procedură. Jucătorul va fi chemat pentru a fi audiat în tema asta, dar important este dacă este să dau crezarea ceea ce a apărut în presă și ai povestit tu mai devreme. Doamna domnișoara care a semnalat lucrul ăsta ar fi de utilitate foarte mare dacă s-ar adresa Departamentului de Integritate al Federației și ar dori să fie să depună mărturie acolo pentru tot ceea ce știe. Ea nu poate fi chemată de Departamentul de Integritate pentru că acest departament are nicio calitate în raport cu o terță persoană care nu face parte din fotbal. Uh-huh. Departamentul va chema cu siguranță jucătorul la audieri, dar pentru
eu știu, elucidarea acestui caz, dacă această doamnă sau domnișoară dorește de pună mărturie, este așteptată la, la federație. Ai idee ce pedepse riscă? Ce, care, ține minte, de exemplu... Păi, trebuie să ne... Nu știm ce e în dosar, nu știm ce s-a întâmplat. În primul rând, el, în momentul ăsta, e nevinovat. Ține, da? Minte Văduț, da? Văduț, pentru un caz asemănător, asemănător din toate punctele de vedere. Prieten a trimite informațiile din telefonul lui. Meci de-a lui. Meci de-a lui, bilet, da? Se trezește cu 2 ani de, și 300 de mii suspendare de și 300 de mii de lei. Pe care nu i-a plătit niciodată. Da, nu i-a plătit pentru că a renunțat la info, bă, da, n-ai. Da. Încă o dată, cred că asta este informația extrem de importantă pentru oameni. Federația poate să ia o măsură, dar nu este organ legal, adică nu poate decât măsură sportivă. Da, absolut. Dacă el ar fi continuat să joace, îi oprea din... trebuie să plătească suma, dar nu poate dacă la se lasă. Da. Dacă s-a să plătești și 5 milioane de euro, că nu poți să-i recuperezi. Așa numai este, justiția, da, ar poate cu o amendă există penală. Există regulament sportiv, ca dovadă la Văduț s-a aplicat. Dacă Achim va fi vinovat și va fi ceva similar cu Văduț, probabil că și pedeapsa va fi cumva asemănătoare, dar deocamdată discutăm doar de anchetă. În momentul ăsta există prezumția de nevinovăție care stă în picioare. Absolut. Până la proba contrarie. Te uimește că există fotbaliști în România care pariază? Nu. Nu. Să mă uimească? Nu. Te întreb. Nu. Crezi că-s mulți? Am avut surprize foarte multe discutând cu copii de 15, de 16 ani. Și plecând de la ideea asta acum vreo 4, 5, 6 ani, nu mai știu când, Federația a inițiat o serie de discuții în cantonamentele echipei naționale. Chiar Virgil Pașcu de la Integritate vine și le explică jucătorilor, tinerilor jucători, cum să se ferească de așa ceva. Există fenomenul. Nu... Dă-ți seama că le face cineva contul, că ei nu au voie. Părinte, prieten mai mare, cine să-ți facă? Te-ai să peste 18 ani. Da. Ca să-ți facă un cont. Să-și în tovarăș, asta e problema. La 15 ani să ai tovarăș de 19 ani, n-ai plecat pe drumul cel bun. Da. În viață, dacă tu de regal la 15 ani te înhăitezi cu unii de 19 care au alte preocupări, dar trebuie să ai tu la 15 ani. Așa ar fi logic. Vreau puțin timp pentru a discuta. Mai fost multe de vorbit. Mulțumesc mult, Andrei. Mulțumesc, Bogdan Cosmescu. Însă trebuie să facem loc, că urmează un mare meci. Liverpool-Manchester United. Cum vedeți dumneavoastră la 18:30 în direct.